Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Tu când ai citit ultima dată o carte care să te fascineze? Nu există om care să nu vrea să citească. Există doar oameni care nu și-au găsit acea carte. Cărțile au secretele lor. Iar în lumea lor secretă te invit în fiecare duminică de la ora 17. În fiecare ediție îți voi prezenta o carte și ne vom întâlni cu invitați de excepție. Sunt Natasha Alina Culea. Bun venit la Book Media! Dragilor, astăzi vorbim despre scriitori, între genialitate și nebunie. Nebunie creativă? Da, doar și nebunie așa cum o înțelegem clinic. Analizele privind corelația dintre persoanele foarte creative și tulburările psihice au confirmat că acestea, într-adevăr, sunt mai predispuse către dezvoltarea afecțiunilor psihice. Scriitorii nu fac excepție. Italianul Cesare Lombroso, specializat în psihiatrie cu celebra sa lucrare Geniu și nebunie, a afirmat că geniile și bolnavii mentali au multe în comun, precum sensibilitatea excesivă, originalitate, capacitate puternică de concentrare și disociere, grandoare, dispoziții emoționale oscilante și altele. Poate nu știai, dar scriitorul și filozoful iluminist francez Voltaire a fost neurastenic și ipohondru, dar în ciuda bolilor închipuite ale lui, acesta a trăit 84 de ani. Scriitorul rus Nicolae Gogol, autorul cărților Suflete moarte și Taras Bulba, a fost diagnosticat cu schizofrenie și tulburare maniaco-depresivă, obișnuind să se închidă în cameră uneori cu săptămânile. Filosoful german Friedrich Wilhelm Nietzsche a fost în repetate rânduri în ospicii, diagnosticat cu schizofrenie, iar operele lui sunt în continuare greu de descifrat pentru specialiști. Scriitorul și filosoful francez Jean-Jacques Rousseau a fost diagnosticat cu paranoia, suferind de mania persecuției. Un caz aparte a fost și cel al scriitorului american Edgar Allan Poe, autorul a două romane și multor povestiri și poezii dark, despre care se bănuiește că a fost maniaco-depresiv, afecțiune cunoscută azi ca tulburare bipolară. Scriitoarea engleză Virginia Woolf a suferit de depresii profunde, iar scriitoarea americană Sylvia Plath a fost internată, primind chiar terapia cu șocuri electrice, pe atunci considerată normală în stările depresive. Ambele scriitoare s-au sinucis. Deci, câtă nebunie este în genialitate? Imediat discutăm pe larg cu invitatul nostru. Dragilor, astăzi îl avem la Book Media pe cineva care ar putea să ne aducă puțină lumină în această dezbatere. Ce se întâmplă? Cât este de fină granița între nebunie și genialitate? Mai exact, Ciprian Giurma, psihanalist. Bine ai venit la Book Media. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Deci ești psihanalist, membru în Asociația Română de Psihoterapie Psihanalitică, evident, și ai avut training în psihoterapie psihanalitică în Fundația Română-Olandeză de Psihoterapie Psihanalitică. Spune-mi, te rog, de ce în română-olandeză? E o istorie mai complicată la mijloc. Psihanaliza în România a început prin două organizații, două institute, să zic, de formare, de fapt, care au o geneză comună. Societatea Română de Psihanaliză și Fundația Română-Olandeză pentru Psihoterapie Psihanalitică. Ca distinție, să zic, de practică între psihanaliza clasică și psihoterapia psihanalitică sau psihodinamică, cum îi mai spune. A fost o oportunitate la momentul acela, după anii 90, pentru un grup, grupul fondator al fundației, să studieze cu psihanaliști olandezi, mm-hmm, care au venit și au făcut un program în România de plantare, cumva, a psihanalizei în România. Și ei au creat împreună această fundație, care a fost fundația care s-a ocupat de programele de formare în psihanaliză la noi. Care sunt gândurile tale legate de acest intro pe care l-am denumit între nebunie și genialitate, legată de... Eu am luat scriitori, dar îți dai seama că știi că nu sunt doar scriitori, ci pur și simplu oameni ai artei din toate domeniile și te las pe tine să definești nebunia, să definești tulburările. Ce crezi tu despre asta?
Într-adevăr, sunt foarte mulți și nu doar din domeniul artei, ci și din domeniul științelor. De exemplu, Isaac Newton, Immanuel Kant din filozofie, Nikola Tesla, Albert Einstein, nu, care a devenit așa un fel de imagine clasică pentru geniu nebun. Toți având niște trăsături, de fapt, în comun. Niște trăsături pe care le numim schizotipale, mm-hmm. în limbaj psihopatologic. Da, deci sunt din foarte multe domenii. În pictură iar avem foarte mult. În pictură avem pe Van Gogh, Munch, mai mulți care s-au luptat cu diverse tulburări mentale. Și cred că preocuparea nu e una recentă. Adică preocuparea asta și corelația dintre nebunie și genialitate a fost sesizată cu mult timp în urmă. De exemplu, Seneca îl citează pe Aristotel ca spunând că nu există minți geniale care să nu fie atinse de nebunie. Acum nu știm dacă Aristotel chiar a spus asta sau nu, dar a spus-o Seneca în secolul I. Platon și el vorbește în dialogul lui Fedrus despre cele patru tipuri de nebunie divină, Theia Mania, adică le categorisește ca cea profetică, cea inițiatică, cea poetică și cea erotică. Pentru că, așa cum știm, nu și îndrăgostirea se apropie de foarte multe ori de nebunie. Au zis unii că ar fi în manualul de tulburări, alții au spus că nu. Nu știu încă cum este. Nu e în manualul de tulburări, însă aici, de fapt, atingem un subiect relevant. Pentru că trebuie să ne definim puțin termenii, nu? Ce e nebunia, ce numim astfel. Că nici nebunia nu se găsește în manualele de psihopatologie, nu? E un termen comun, e un termen din limbajul popular, care e pus în contradistinție cu bunul. Bun, nebun. Mm-hmm. Adică sunt două categorii distincte și cu niște granițe foarte clare. Adică este ostracizat deja, prin termen. Da, da. Are legătură cu un soi de ostracizare. Și poate o să ajungem la asta. Foucault vorbește despre asta, filozoful francez și istoricul ideilor francez. Dar sunt două categorii distincte și foarte bine delimitate. Așa sunt în mintea oamenilor. Nu, ori ești un om normal, ori ești nebun. Și există o graniță pe care, când o depășești, se pune dunga aia pe buletin despre care auzeam noi înainte de anii 90, nu? Că li se pune nebunilor. În realitate, lucrurile nu stau deloc așa. Că normalul și patologicul sunt un continuum, unde nu există nicio limită între cele două, ci foarte multe din procesele, de fapt, pe care le găsim în patologie, le regăsim și la oamenii normali, diferența fiind una de intensitate, de fixitate și de durată. Adică niște diferențe de grad, nu de natură. Cel mai bun exemplu pentru asta ar fi gelozia. Mie mi se pare că și asta e un sentiment pe care cu toții l-am trăit în viață și este totuși o stare psihotică. Sunt deci, persoane care nu l-au trăit. Așa am auzit. Așa, auzit? Așa au spus, dacă e adevărat sau nu, da, că nu ar fi cunoscut acest sentiment. Bine, uh-huh. Sunt persoane care pur și simplu prin definiția lor sunt, de exemplu, foarte pasive sau foarte flegmatice sau nu pot să suporte anumite emoții foarte puternice sau sunt mai dezechilibrate. Mă rog, o să vorbim despre toate astea, dar te las pe tine să te duci pe șirul acesta pentru că, așa cum ai spus tu, au fost destul de mulți, să zicem, nebuni, dar nu putem să nu luăm în calcul că au fost și foarte mulți care nu au fost considerați sau nu au avut diverse tulburări.
Ce crezi tu despre aceștia pe care i-am enumerat, acești scriitori? Am observat că, în general, era vorba de ce ai spus tu, schizotipal, adică se mergea pe schizofrenie, poate paranoia, cei care se și închideau în casă, poate aveau destul de mulți. Uite, am citit o carte recent a lui Woody Allen și el la fel vorbea deschis în carte despre ciudățenile lui. Nu știu, avea mai multe așa și oricum nu-i plăceau oamenii și să socializeze. Se știe că a fost în analiză toată viața Woody Allen. Da, nu, da. Apare în toate filmele lui. E pasionat de psihanaliză, asta este clar. Da, el nu cred că o să termine prea curând psihanaliza. Și nici făcutul de filme, pentru care deja peste, cred că, 150. Da. Dar are niște ciudățenii, cu siguranță. E o persoană pe spectrul nevrotic, foarte, foarte nevrotică, în extrema spectrului nevrotic. Să știi că o dovadă de nebunie, mie mi se pare, dacă luăm așa accepțiunea, acceptăm acest cuvânt nebunie, să-l folosim din când în când, mi se pare normalitatea absolută. Normalitatea absolută este cea mai îngrijorătoare pentru mine. Oamenii care spun ce trebuie, fac ce trebuie, nu ies cu absolut nimic din normele societății, care, hai să-l recunoaștem, te îngrădesc destul de mult. Eu nu cred că poți să nu ieși din normele societății, măcar în viața ta cum privată, fantasmatică, în viața ta interioară. Aș fi foarte atent la oamenii care par să nu iasă niciodată din norme. Am și eu același scepticism, de fapt, îl împărtășesc cu tine, că aș fi atent, de fapt, poate la niște trăsături psihopatice. Dar, ok, tu ridici întrebarea despre, bun, toți părem oarecum nebuni, nu? Și asta e întrebarea pe care o pun și eu, de fapt, unde e granița? Că nu există o graniță clară. Ci trăsături care se regăsesc atât la oamenii considerați normal, cât și la cei considerați, nu știu, în spectru patologic. De altfel, uite, la tulburările de personalitate, să luăm exemplu ăsta. Tulburările de personalitate le putem denumi și stiluri de personalitate. Un stil fiind o predispoziție de a folosi anumite mecanisme adaptative sau defensive, anumite tipare de gândire, de comportament și așa mai departe. Cum e femeia pe care i-a dat-o tu drept exemplu, nu? Care face curățenie într-un mod quasi obsesiv. Dar ea n-are o tulburare de personalitate, ci poate că are un stil de personalitate obsesional. Când devine tulburare? Asta e întrebarea. Când devine tulburare? Pentru că, știi de ce te întreb? Pentru că, uite, noi punem granițe juridic, de exemplu. Dacă cineva a făcut 18 ani, atunci poate să este tras la răspundere pentru ceea ce face. Dar dacă are 18 ani fără o zi, nu mai este tras la răspundere. Ceea ce, într-adevăr, te face să te întrebi că aceste granițe oricum sunt ireale. Apoi avem problema de siguranță și atunci, cel puțin din punct de vedere instituțional, devine o problemă atunci când faci rău celuilalt. Cât îți faci rău ție, nu prea-i pasă nimănui. O faci la tine între patru pereți. Omul ăla putea să stea în casă închis cât voia. N-are nimeni nicio problemă. Nu stătea să închidă pe altcineva. Deci, cumva vorbim despre privarea libertății sau a nu-i atinge pe ceilalți. Da, punem niște granițe foarte artificiale. De multe ori cu asta funcționăm. Funcționăm cu o gândire binară și cu granițe artificiale, cu generalități, pentru că ne ajută să navigăm lumea. Și Foucault ar zice aici, el, apropo, Foucault, care a studiat la bază filozofie și psihologie și a și lucrat într-un spital de psihiatrie din Paris, parcă, a avut el însuși tulburări psihice de adolescent. Avut o vătămare, probabil că faptul că era gay nu l-a ajutat, tentative de suicid. Și a fost foarte pasionat după aia și influențat de Nietzsche, inspirat de Nietzsche, un alt geniu nebun, nu, care se presupune că ar fi suferit de schizofrenie. Asta e, mă rog, ce e aparent din istoria lui, deși la vremea respectivă era diagnosticat cu sifilis neurologic. Dar, de fapt, semnele schizofreniei erau acolo de mult și delirul lui de grandoare e foarte evident în cărțile pe care le-a scris.
Foucault a fost și el inspirat de Nietzsche și interesat de subiectul nebuniei și a scris prima mare lucrare și cea mai, poate cea mai, cum să zic, cunoscută, Nebunie și civilizație, tocmai despre subiectul nebuniei ca și fapt sociologic, antropologic, social, cumva. E o istorie a nebuniei din punct de vedere social. Și el considera că instituționalizarea nebuniei s-a petrecut undeva pe la mijlocul secolului XVII, cu originea în vechile leprozerii, coloniile de leproși, care erau izolați de societate, considerați indezirabili, și duși undeva departe și ținuți acolo. Este o leprozerie și în județul Tulcea și știu că mult timp sau în momentul în care un lepros ajungea în oraș, începeau să se ferească, se închideau în case, când de fapt e ceva care nu te afectează oricum. Și într-adevăr, așa cum ai spus tu, pentru că am văzut această preocupare a ta pentru faptul că oamenii au tendința de a respinge ceea ce nu înțeleg, și leproșii, ca și oamenii care au diverse probleme psihice, într-adevăr au fost marginalizați. Tendința noastră de a marginaliza ceea ce nu cunoaștem este îngrijorătoare, cel puțin din punctul meu de vedere. Continuă, te rog. Da, da. Și de asta face și el paralela, că un lucru similar s-a întâmplat când s-a instituționalizat cumva nebunia, pentru că până atunci nebunii aveau un rol social, de fapt, important, pe care îl găsim de exemplu, în imaginea asta a nebunului satului, a bufonului curții, a nebunilor sfinți din diferite tradiții și culturi, care toți cumva aveau libertatea și dreptul față de ceilalți cetățeni, erau și nebunul înțelept, cumva aveau posibilitatea de a spune niște adevăruri și de a critica societatea, ipocrizia, brutalitatea, lăcomia, în moduri pe care ceilalți nu și le puteau permite, nu? Cum bufonul nu putea să fie tras la răspundere pentru ce zice. Și la fel chiar în România, chiar la noi, nebunul satului apare în povești, apare în literatură și avea un rol așa în societatea rurală. Pe lângă, nu mai vorbim despre, nu știu, șamanii și nebunii sfinți, nebunii pentru Hristos, diverse alte categorii de nebunie sfântă despre care vorbea și Platon, nu? Profeții, încă din Vechiul Testament și până la profeți, să zicem, și mai actuali. Și în India sunt acei agorii care sunt între sfinți și nebuni. Exact, agorii, Avadhuda, Siddhas, care trăiesc prin crematorii, umblă dezbrăcați. Da, beau din cranii de om. Uh-huh. Ce nu fac, da, apropo de nebuni. Și, scuză-mă. Te rog. Și atunci Foucault spune, bun, asta e de fapt un concept al puterii, al autorității sociale, care a dorit să excludă niște oameni de la participarea socială, nu pentru binele lor, ci pentru binele celorlalți. Adică nu nebunul a cerut să fie internat. Asta se întâmplă mult mai des în cazurile din ziua de astăzi, da? Când cei care au probleme vin să caute ajutorul. Nu, noi am internat cu forța, adică societatea. E un concept de putere. Și în, așa cum, în această perspectivă, doctorii, medicii și eventual și psihanaliștii mai târziu devin niște reprezentanți ai autorității, care încearcă să îl facă pe om să se adapteze la jocul social, la regulile sociale, să fie ca toți ceilalți. Și aici, de fapt, e discuția despre ce e nebunia. Pentru că nebunia, în mare parte, un concept statistic. E un concept statistic. Și în psihiatria descriptivă care se practică în ziua de azi, care are chiar un manualul psihiatriei descriptive este DSM-ul, adică manual de diagnostic și statistic al bolilor mentale. Mm-hmm. Și statistic. Și chiar dacă nu este folosit în Europa, se folosește ca și diagnostic ICD-ul pentru codurile de diagnostic, dar gândirea este din DSM. Și gândirea asta categorisește tulburările mentale pur și simplu pe baza cum arată și cât de departe sunt de ceea ce considerăm normalitate.
Au nevoie de niște actualizări, oricum și testele acelea și fișele care se fac în psihologie la început, că eu cu siguranță aș intra la vreo două. Am încercat, deci sigur o să fie pe narcis, ceva paranoia în orice caz. Cred că trebuie... toți ne încadrăm la multe, de asta spuneam de stiluri de personalitate. Toți ne încadrăm la foarte multe și e un lucru cunoscut că și... Dar vezi că e actual, adică este în vogă, pentru că acum spiritualitatea... Eu nu mai pot să mai deschid o rețea socială și să mai vorbească cineva normal, adică toată lumea este cu energie, cu lumină, cu divinitate, cu... dar Dumnezeu mai știe, adică a început o preocupare care, într-adevăr, nu știu dacă ne-am supune acum unor teste, cred că am ieșit mai toți pe niște deliruri, cel puțin. Păi și sunt psihotici? Asta e întrebarea. Sunt de fapt, manifestări psihotice? Tot ceea ce... cred că putem vorbi puțin de extremism aici, pentru că e ca și cum, probabil, în societatea noastră am fost atât de riguroși și de... am avut niște cutume atât de stricte, încât oamenii au simțit că nu au libertate de expresie și acum se duc în direcția opusă, până când o să se echilibreze cumva lucrurile și nu o să fie tot o energie și mai... adică... trebuie să ne gândim și noi puțin. Nu ai cum să stai și să zici afirmații toată ziua și să scadă ceva din cer. Adică această realitate are importanța ei și nu poți să o subminezi doar gândindu-te și intrând în spiritualitate. Ca să nu mai vorbesc că unii folosesc spiritualitatea ca să obțină ceva din ea. Nu au nicio aplicare reală către spiritualitate, ci pur și simplu să-și acopere diverse goluri, să pară interesanți, să se ducă după ceva la modă, să diverse motive. Și chiar și un soi de escapism în momentul în care nu au unde să se ducă, nu dezvoltă, hai să zicem, niște dependențe și o să vorbim despre ele și despre adicții, și pur și simplu folosesc spiritualitatea. Adică poți folosi aproape orice ca și dependență. Depinde în ce proporție, corect? E adevărat. Și sunt niște trăsături. De asta spuneam de faptul că e un continuum. Pentru că, de fapt, persoana aia care e interesată de spiritualitate în felul ăsta s-ar putea ca, sau de, nu știu, de legea atracției, da? Crede cu tărie în legea atracției și că poate manifesta orice își dorește. Însă, din alte puncte de vedere, e o persoană perfect adaptată, de exemplu. Da, exact. Și atunci nu are nimeni nicio problemă. Și de niște, cum să zic, și de niște predispoziții către o zonă sau către alta. De asta aici am de stiluri de personalitate. Și asta se întâmplă, de fapt, la persoanele ultra-creative despre care vorbim noi, nu? De cele mai multe ori, de exemplu, Newton avea toate ciudățenile, nu știu, o mare parte din opera lui a scris, cred că 10 milioane de cuvinte, dintre care un milion de cuvinte au fost despre alchimie. O mare parte din opera și din energia lui era dedicată alchimiei și studierii codurilor numerice din Biblie, a numerologiei biblice, gematria din cabala evreiască. Deci aveam, și pe lângă asta aveam multe ciudățenii caracteriale, adică era un om izolat, avea prieteni, dar nu a avut niciodată o relație romantică, a avut o cădere nervoasă istoric documentată și de fapt toate descoperirile pe care le-a făcut și cărora le datorăm atât de mult în zilele noastre au fost după acea cădere nervoasă și după ce practic era considerat cumva nebun. Kant la fel. Kant avea o grămadă de ciudățenii de caracter. La ora 4 trebuia să servească masa într-un anumit fel sau ceaiul sau a avut o cădere nervoasă când i-au tăiat copacul din fața casei pe care îl văzuse timp de 20 de ani acolo, că nu se mai putea obișnui cu schimbarea prin care trecea. Și pe mine m-a renervat lucrul ăsta. Cred, vezi? De asta zic de trăsături. Da, mărturisesc că și pe mine m-a renervat. Și nici el n-a avut nicio relație romantică toată viața. Din potrivă, considera că sexualitatea e o chestiune animalică, primitivă și dezgustătoare. N-am vrut să mai spun acum, să zic de nici cum a văzut el femeia și alții ca el, pentru că nu o să fiu de acord niciodată cu asta. Și să știi că am observat în câteva scrieri, asta apropo de elementul, că erau gay, este pur și simplu, mă rog, nu e ceva în care eu să am o părere sau alta,
este pur și simplu un fapt normal care a fost dovedit de-a lungul istoriei de nu se poate. Însă nu era cazul, am mai văzut și în alte scrieri, să se denigreze femeia. Adică, ok, nu ai nicio problemă, nu ai nimic cu ea, dar de ce ai o problemă cu ea? Ceva de genul ăsta. Aș pune problema așa. Nu cred că erau gay pentru că pentru a fi gay trebuiau să aibă relații cu bărbați, ceea ce nu se întâmpla. Adică ei pur și simplu erau și vremurile respective în care nu era atât de simplu. Cred că a fost simplu prin perioada renașterii, atunci când aveau tot felul de ateliere și în aceste ateliere de pictură mai ales știu sigur că erau cooptați de mici, că a fost documentat Vasari, parcă a scris. Și atunci, hai să zicem că acolo era mai simplu, cam așa creșteau. Dar... pentru că tot ai vorbit de tulburări și ai vorbit despre tulburările de personalitate, hai să le încadrăm sau hai să vorbim puțin despre cele mai cunoscute tulburări de personalitate ca să se înțeleagă, pentru că noi folosim așa foarte simplu, ești narcisic, ești nu știu cum, hai să vedem ce înseamnă până la urmă. O, Doamne, este... Da, e o nebunie cu acest diagnostic popular de narcisic. Și da, toată lumea îl folosește și nimeni nu știe ce înseamnă. Asta e mai înspăimântător. De fapt, ei folosesc narcisic ca un sinonim pentru, oarecum pentru psihopat, ceea ce aici nu e o greșeală așa de mare, pentru că sunt și ele pe un continuum. Adică în spectrul extrem al narcisismului e psihopatia. Dar nu, mai mult e folosit ca un paravan pentru orice fost partener care te-a deranjat cu ceva. Da, așa la asta este. Ai folosit pe internet. Așa este. Toți sunt narcisici. Bun. Deși unii chiar sunt. Unii ar putea să fie, da. Din nou, ca stil de personalitate, nu ca tulburare. Când devine tulburare și nu stil de personalitate? Din nou, nu există o graniță. Nu avem graniță. Nu e graniță. De multe ori devine când... nu știu, când acaparează cumva, adică prin cât de generală e și fixitatea mecanismului aluia. Pentru că tu poți să ai niște, cum spuneam, gelozia e psihotică, da? Paranoia e psihotică. Dar ok, e diferența dintr-un om care, să zicem, crede că guvernul, nu știu, are o neîncredere bazală în guvern și guvernare. Și își face provizii acasă de mâncare, de arme, cum se mai întâmplă pe la americani, de, nu știu, își face se pregătește pentru cei mai rău. Da? Are o trăsătură paranoidă, dar devine o tulburare în momentul în care îi acaparează întreaga viață. Adică când el nu se mai poate gândi la altceva, iese cu prietenii, nu poate vorbi despre altceva. Deci atunci când îi iese de sub control. Da, poți să spui și așa. Și când e intensă, generală, și provoacă o suferință. Când îți face subiectivă. Rău e atunci când îți este în afara controlului tău. Da. Multe lucruri sunt în afara controlului nostru. Cam nu neapărat, totul. De-aia este și interesant. Cam toate sunt Cam în afara toate controlului. Sunt. Da, cel puțin din perspectiva psihanalitică în care vorbim de viața inconștientă, 90% din viața noastră psihică nu e în controlul nostru direct. Da. Deci... nu e foarte clar. De multe ori, bun, faptul că ai ajuns în cabinetul cuiva, nu zic neapărat psihanalist, pentru că psihanaliștii n-au tendința de a patologiza și de a diagnostica, dimpotrivă, încearcă să ia fiecare om ca un individ și să studieze dinamica psihică, intrapsihică a omului. Eu inițial am crezut că psihanaliștii nu fac nimic. Pentru că așa păreau să fie primele mele ședințe la psihanaliză. Și chiar m-am gândit. Eu pot să mă duc să stau să vorbesc acasă singură, păstrez banii, că erau suficienți, și nu ne mai complicăm. Îmi cumpăr ochițe. Chiar așa m-am gândit. Deci a trebuit mult să stau să mă gândesc sau să vorbesc câteodată cu... eu am făcut cu domnul Cambosie, că tot am început să vorbim. Da. Și da, așa am crezut prima dată. Recunosc, i-am spus și dânsului. Eu... nu știu ce faceți dumneavoastră aici la psihanaliză, asta mi se pare că nu faceți nimic. Și mă rog, după aceea, de fapt am fost convinsă de cine este ca personalitate, până la urmă, în domeniul psihanalizei, în momentul în care am început cu psihanaliza viselor, care într-adevăr mi s-a părut wow, atunci a început să... sau doar a început să vorbească, că nu sunt sigură. Bun, dar... noi cred că avem tendința în lumea contemporană de a vrea totul foarte rapid, nu mai avem răbdare pentru nimic și tratăm în felul ăsta și procesele noastre interioare și viața noastră sufletească.
și de asta au și apărut tipul de terapii care servesc, tipul de psihoterapii care servesc chiar asta. Adică sunt după o metodă clară, foarte formulaică, nu avem cu tare problemă, că vedem doar problema, diagnosticul. Și modul de a-l aborda este același tot timpul. Nu mai contează omul din fața ta, ci contează diagnosticul și soluționarea lui. Hai înapoi la Narcis. Eu am aflat că mai avem 15 minute și știi ce, stau să mă gândesc că nu am sintetizat nimic. Iese de sub controlul nostru și intrăm la tulburări. 15 minute mai avem. Îți vine să crezi? Da. Nu vine să cred. E adevărat. Da. Deci revenind la Narcis și cum le spunem noi foștilor parteneri care ne-au deranjat cumva că a fost narcisic, că a fost chiar și psihopat, că am auzit-o și pe asta și de ce nu, adică se poate și întâmpla până la urmă. Ce este cel mai greșit atunci când catalogăm pe cineva narcisic din punctul tău de vedere? Noi zicem narcisist, am înțeles că ar fi narcisic, cum este alcoolic și alcoolist, dar mă rog, sunt doar termeni. E greșit, cred că, să încadrăm pe oricine într-o astfel de categorie. Bun. Nu numai cea narcisică, ci oricare, obsesiv-compulsivă, de exemplu. Cele care sunt cele mai cunoscute, nu? Că astea, de astea auzi peste tot, deși mai sunt multe altele. Schizoid, schizotipal, evitant, mă rog, că există trei clastere de tulbură. Dar histrionic border. Histrionic border, exact. Dependent, paranoic, mă rog. Însă e greșit să încadrezi pe oricine în categoriile astea, în alt context decât în cel de a oferi vreun sprijin medical. Nici măcar eu nu o fac, pentru că e reducționist. E extrem de reducționist, de simplist să încadrezi pe cineva în categoriile astea. Categoriile astea sunt făcute ca să genereze un soi de decizie medicală de tratament într-un timp foarte scurt, adică de triaj, în care n-ai timp să stai să vorbești cu omul 2 ani, 3 ani, ci trebuie să iei o decizie acum după 20 de minute de consult și să spui ce e de făcut cu omul cu tare. Ăsta e contextul în care se folosesc. Nu trebuie să ajungem să popularizăm și nici să ajungem să, nu știu, trivializăm problema asta. Deci nu mai încadrăm oamenii, ne uităm la emisiune și nu ne mai gândim să încadrăm, ci să-i privim, ca, cum îi privești probabil tu, ca pe un caz unic, individual și doar să nu mai respingem, să nu respingem ceea ce nu înțelegem. Uh-huh. Sunt de acord cu această marginalizare, nu sunt de acord cu ea, ci sunt de acord că se marginalizează și ar trebui făcut să privim problema un pic altfel, pentru că multe lucruri nu înțelegem. Hai să vorbim puțin despre traume. Da, n-am răspuns. Te rog. N-am răspuns la nimic. Deci asta zic că o să fie bookmedia cu mai multe părți, că altfel nu o să ajungem la nicio concluzie. Clar, e clar. Mie mi-e clar. Nu, și n-am răspuns la, de fapt, întrebarea despre genialitate și nebunie. Poate ar fi de menționat, de exemplu, ca să cumva să o circumscriem mai clar, că există studii făcute care demonstrează că trăsăturile schizotipale, deci ale personalității schizotipale, care are bizarerii de comportament și de gândire, care se apropie de cele, seamănă cu cele schizofrenice, dar nu sunt schizofrenie. Se pare că cea mai mare creativitate e în zona asta, a trăsăturilor schizotipale. De asta vorbeam despre Kant, despre Newton, despre Tesla, n-am apucat să vorbim, dar e aceeași poveste despre John Nash, de exemplu, care chiar era schizofrenic. Dar asta e zona unde e cea mai mare creativitate și de cele mai multe ori rudele persoanelor creative suferă de schizofrenie, cum e, de exemplu, fiul lui Albert Einstein, întreaga familia lui Van Gogh, care probabil că avea o tulburare bipolară, adică, și ei de aveau... genetică, de rolul geneticii în aceste tulburări. Da, este un rol și genetic în tulburările, în tulburarea bipolară și în schizofrenie. Acolo este demonstrată influența genetică, cauzalitatea genetică. Știi că asta a fost, adică la asta mă gândeam să te întreb pe tine, dacă din experiența ta la cabinet ești de acord cu rolul geneticii sau mai degrabă cu o traumă în copilărie, care să creeze această scindare.
Depinde de ce ne referim. Deci, clar, în astea două are o influență majoră moștenirea genetică, genetică biologică, pentru că noi vorbim despre genetic și când ne referim la istoric, adică geneza unor lucruri. În cazul tulburărilor de personalitate, nu s-a demonstrat că ar exista vreo corelație neapărat genetică. Dar cu siguranță că trăind cu niște părinți, de exemplu, care au anumite tulburări de comportament, le poți moșteni prin simbioză, prin învățare, din mediu, cu alte cuvinte. Nu trebuie să fie transmisă biologic. Prin asimilare, da, e perfect logic. Adică, na, e mediul tău. Nu ai cum... Dacă petreci timp cu cineva, o să te porți într-un anume fel. Dacă petreci 10 ani, 15 ani alături de părinți, nu ai cum să spui că nu o să te influențeze, că o să te influențeze. Asta este clar. Mm-hmm. Și legat de traume, eu am sentimente foarte mixte legat de conceptul de traumă, de fapt de cum a fost receptat mai mult decât de conceptul de traumă. În sensul că e o parte foarte pozitivă atunci când orice concept din psihologie sau din psihanaliză migrează și e acceptat în limbajul popular și devine înțeles de către marea majoritate, pentru că aduce un soi de conștientizare. Nu, acum suntem mult mai conștienți de faptul că avem traume din copilărie. Mie mi se întâmplă frecvent că vin pacienții în cabinet și îmi spun: eu știu care sunt traumele mele din copilărie. Am avut asta și asta și asta și asta. Și de acolo mi se trage. Dar asta, în același timp în care e o conștientizare, poate fi tocmai și o defensă împotriva conștientizării. Poate deveni ceva extrem de simplist. Pe noi nu numai traumele ne afectează. Și am văzut-o chiar și în psihanaliză. Adică începem să vorbim despre, și în psihoterapie în general, începem să vorbim despre clienți, pacienți, în fine, într-un mod foarte dramatic, plin de compasiune, dar doar cu compasiune. Adică uite săracul ce a suferit, prin ce a trecut și de asta a ajuns așa. Discursul ăsta nu ne ajută la nimic. Ok, există niște traume, dar asta nu e întreaga poveste. E și despre ce s-a întâmplat cu trauma aia, cum am gestionat-o, ce impact a lăsat în noi ca și conținut psihic. Și nu numai atât, traumele uneori pot fi de fapt lipsa, nu evenimentul. Nu că s-a întâmplat ceva puternic la un moment dat care ne-a influențat, ci lipsa unui lucru. Clar, că pe mine mă enervează foarte mult când se spune, de exemplu, îți spune cineva: dar nu ți-am făcut nimic rău. E foarte simplu să zici asta, este o manipulare perfectă. Dar ce nu faci bine, cam cum ar fi, cum ar suna? Iar tu zici practic același lucru, doar că l-ai pus în contextul traumelor. Da, și lipsurile astea sunt cele care, de fapt, duc la neputința adultului de a gestiona anumite stări emoționale, de cele mai multe ori. Lipsurile, nu un prea, prea mult din ceva, cum ar fi ceva traumatic. Și pe de altă parte, ce mai ignoră toată povestea cu trauma? Ignoră dorințele inconștiente ale individului. Nu mai vorbim despre asta, care era un domeniu foarte psihanalitic, de unde au migrat cu conceptele și în mediul popular, de exemplu, libido și defensă. Că spunem despre oameni, ești defensiv, de ce te ataci acum? Ești defensiv. Și libido. Care și ele au fost preluate, dar nu înțelese foarte corect de multe ori. La fel ca și conceptul de traumă. Trebuie să fim atenți, mi se pare, cu orice soi de generalitate din asta. Încă lucrurile sunt mai nuanțate decât am fost traumatizat și de asta asta devine o justificare. Și dacă rămânem doar la nivelul de justificare... Mai. Da, am observat, de exemplu, și Gabor Mate a spus, nu știu ce, fie într-o carte, da, într-o carte a lui, că nu ceea ce s-a întâmplat este problema, ci ceea ce ai crezut tu despre problemă. Dar asta nu, exact. Asta nu este un concept Gabor Mate, este luat din filosofia greacă. A fost preluat, ca multe elemente ale filosofiei grecești sunt acum preluate, inclusiv în discipline precum psihologia. Uh-huh. Am găsit multe legate de stoicism, despre etică, sunt folosite în momentul ăsta în psihologie, dar la bază sunt ale filosofilor greci, apropo de cât de ce aport au adus umanității prin faptul că au analizat conștiința, umanitatea, universul, oamenii.
mereu mă raportez la vechii greci. Ajung ce, fac ce fac și până la urmă tot acolo ajung. Da, și eu ajung acolo și cred că la stoicism, când te referi la stoicism, e vorba despre psihoterapiile cognitiv-comportamentale, care ele, mă rog, ei susțin că inspirația a venit din stoicism. O să începem bucuizul, că mi-e teamă că nu ajungem nici la asta și nu-l terminăm. Rapid, ce carte ne-ai recomanda legată de adicții? Aș recomanda chiar autorul pe care îl citeai mai devreme, adică cartea lui Gabor Mate, În tărâmul fantomelor, Fantomelor întunecate, cred că a fost tradusă în română, nu sunt sigur. Care sunt autorii tăi favoriți în materie de psihologie, dar pe înțelesul tuturor? Măi, eu n-am foarte mare experiență cu psihologia pe înțelesul tuturor, pentru că de multe ori am aceeași perspectivă pe care am și expus-o. Adică ar însemna să privești simplu și să generalizezi. Exact. Dar trecem peste. Dar te rog. Nu, că am un răspuns. Adică pot să zic ceva și sunt cărțile pe care le recomand. David J. Wallin cu Atașamentul în psihoterapie, care e o carte deși scrisă pentru specialiști, pe înțelesul tuturor și mi se pare că aduce extrem de multe concepte fundamentale psihoterapiei în general și o pregătire bună pentru un proces psihoterapeutic. Alice Miller cu cărțile ei, chiar Alice Miller a vorbit despre Corpul spune nu dinainte de Gabor Mate, care nici nu e un specialist psi, ci e un medic paliativ la origine. Deci, Alice Miller, cam asta. Care este cartea citită recent? Eu citesc Solzhenitsyn acum. Gulag? Gulag? Da, exact. Ce crezi despre fenomenul cărților lui Gabor Mate? Să nu mai pun pe asta? Cum vrei, da. Pentru că deja, deja ai dat ideile principale. Da. Cineva a zis puțin peiorativ, dar și amuzant, că Gabor Mate este un fel de Sandra Brown în psihologie. Este mai emoțional, să spunem așa, dar încă o dată nu generalizăm, nu? Ce crezi despre multitudinea de cărți tipărite din domeniul self-help? Că sunt multe. Cel puțin în ultima vreme, abundă pe piață. S-ar putea deja să apropie puțin de saturație. Da, self-help-ul cred că e în detrimentul tuturor proceselor psihoterapeutice pe care ajungem să le facem. Pentru că vin de o perspectivă în care suferința poate fi evitată. Care e o perspectivă, după părerea mea, asta e psihotică. Adică aceeași perspectivă pe care o dă, pe care o vinde și legea atracției. Că într-un fel sau altul putem să evităm orice soi de emoție negativă dacă învățăm pașii pe care trebuie să-i parcurgem. Și de multe ori asta pune o presiune în plus pe oameni că nu sunt capabili să facă asta, oare? Oare face mai mult rău decât bine? Pune o presiune enormă și ne duce la întrebările greșite. Oamenii vin cu întrebarea cum să scap de cutare, mă rog, emoție sau lucru pe care îl simt, cum să scap de anxietate, cum să scap de depresie. Întrebările astea nu sunt fructoase, pentru că anxietatea și depresia sunt parte ale experienței umane, ale fiecărui om. Nu sunt întrebările care te duc la vreo descoperire despre tine sau la vreo ameliorare. Și astea vin din cultura self-help, pentru că acolo e un soi de, nu știu, ipocrizie care spune, nu, orice poate să fie rezolvat, orice, viața trebuie să arate tot timpul să fie o constantă bucurie, constantă fericire. Ori, asta nu se întâmplă decât chiar în stările de manie despre care vorbim la oamenii ăștia foarte creativi, nu? În stările de manie viața poate arăta așa, ca și cum nu există nicio problemă. Dar aia este din nou ceva patologic. Zi-mi atunci tu o întrebare bună pe care am putea noi să ne punem. Sau că, da, dă-mi o întrebare bună pe care am putea să ne punem. Uite, de exemplu, una ar fi, nu mai știu cine a sugerat, de ce fac asta? Așa, mai simplu, atunci când faci ceva semnificativ, de ce faci asta? Uh-huh. Ai vreo întrebare pentru noi? Depinde legat de ce. E o întrebare foarte bună de ce fac asta. Cred că e o întrebare foarte bună și are, cum să zic, că trimite la un skill pe care încercăm să-l dezvoltăm în terapie, care e cel al mentalizării.
să-mi înțeleg propriile intenții și intențiile celorlalți. Pentru că odată cu înțelegerea propriilor intenții ajungi și chiar mai profund în cine ești cu adevărat. Deci de ce fac asta e întrebarea cea mai bună, nu cum scap de anxietate, ci de ce mi-e frică poate. E întrebarea mai bună, nu cum scap de depresie. De ce mi-e frică? Bun. Mm-hmm. Mie mi-e frică, sincer, că s-a terminat emisiunea și nu știu de ce fac asta, dar va trebui să închei. Îți mulțumesc că ai venit. Mulțumesc. Te invit la următoarea. Iar noi, dragilor, ne revedem cam fiecare duminică de la ora 17. Până atunci, lecturi savuroase! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.